Victor Ponta este considerat principalul favorit în cursa electorală. În primul tur de scrutin va câștiga detașat față de ceilalți competitori care și-au anunțat intenția de a participa la alegerile din această toamnă. Potrivit sociologilor, Victor Ponta va avea 42% din voturile românilor, în timp ce următorul clasat este destul de departe, Claus Iohannis fiind preferat doar de 29% dintre electori. Pe locul următor se află Călim popescu tăriceanu și la o diferență foarte mare Elena Udra. Sondajul arată că, sigur, Victor Ponta va câștiga detașat primul tur al alegerilor prezidențiale din această toamnă, dar rămâne deschisă întrebarea cine va fi contracandidatul său pentru turul 2. Și aici, datele avangard arată că premierul rămâne în topul preferințelor alegătorilor. Cea mai probabilă rămâne confruntarea cu Claus Iohannis, caz în care Victor Ponta va obține 55% din sufragi, în timp ce o bătălie electorală cu Călim Popescu Tăricianu îi va aduce premierului 61% din voturile alegătorilor. Cea mai improbabilă intrarea în turul 2 a Elenei Udra va face ca Ponta să câștige președinția României cu peste 70%. Cercetarea s-a realizat pe un eșantion reprezentativ pentru populația cu drept de vot a României de 1000 de respondenți și are o marjă de eroare de 3,1%. Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii trecute și începutul lunii septembrie.